Bună ziua, prieteni! De tare mult vreme n-am vorbit și azi vă salut din acest birou improvizat de la mansarda casei părinților soției mele. Acolo jos sunt niște... Eu sper Ministerul Afacerilor Interne să nu observe. Florișele! Tei, flori de tei. Flori de tei, nu vă faceți griji, bem ceai, ne calmăm. Și când te calmează, parcă te liniștești. Dacă te liniștești, nu te deorgăiești. Așa că beți ceai și nu vă deorgăiți. Astăzi vreau să vă povestesc despre disperare. Știți ce înseamnă disperare? Mulți dintre noi știu ce înseamnă disperare, mulți chiar am trăit-o pe propria piele, dar puțin dintre noi știu cum să o ilustreze, cum să o arate, pentru că e un substantiv abstract și nu poți să-l arăți, da? Nu se atinge disperarea. Așa că eu am găsit un exemplu care în sfârșit a spune capăt acestei probleme lingvistice în limba română. În sfârșit noi putem să ilustrăm cuvântul disperare. Iaca cum arată disperarea! Ta-da! Acesta este un screenshot dintr-o postare din partea paginii Times New Moldovan, o pagină alimentată ideologic și financiar de către Partidul Democrat din Moldova. Și această postare este, ia uitați-vă ce scrie, sponsorizată. Asta e atunci când plătești bani Facebook-ului ca el să arate informația ta la mai multă lume decât de obicei o vede. Și că pagina asta postează link sponsorizat cu asemenea postare, cu un screenshot cu mine, cu Nata, dintr-un vlog pe care l-am filmat încă prin 2015, când eram în aeroport. Ia ca un fragment de acolo. O oră 20. Ajungem înaintea zborului și vrem să facem check-in-ul. Încolo, check-in-ul închis și noi scăpăm zborul. Yuhu! Bucurie, arată bucurie la cameră. Yuhu! Ok. Și în care deasupra frunții mele sau în dreptul frunții mele scrie: tinerel m-am însurat, bătrâoară mi-am luat. Și, știi, destul de aproape de adevăr. 8 ani diferență, mleac. Și bun, să zicem că asta e culmea umorului. Mi se pupucă, mi se turucă, mi se pizgata, ia ca e umorului asta, știi, ia ca mor de râs. Dar, băi, nu poți să plătești Facebook-ul ca să arăti gluma ta la multă lume. Dacă e glumă bună, lumea o preia și o tot transmite. Da, aici m-am uitat în comentarii, tăți așa negativ, zic că nu e glumă bună, că e glumă cu prost gust. Deși lumea nu apreciază asta, eu nu înțeleg. Dar și eu puțin înțeleg un lucru, că disperarea de acum încolo are o față. Și fața asta înseamnă să alimentez cu chiu cu vai, cum poți? Chiar uneori chiar și cum nu poți. Canalele de propagandă la TV, la radio, gazete, concerte, pagini de Facebook, tot pentru partidul, lijbă să ajungă adevărul la oameni. Pentru că eu am observat că foarte puțin lume vrea să transmită adevărul ăsta, dar adevărul ăsta e scump. Și ne-am pare rău că sunt oameni ca Plahotniuc care n-au o platformă unde să zică și gândesc. Așa că, dragii mei, dacă mai vedeți o postare de la Times New Moldovan, ajutați-o! Puneți-i inima în râ, ajutați pațanii să crească! Vedeți o postare de la Publică, ajutați-i să crească! Vedeți un jurnalist la Public, întindeți-i un leu! Nu, doi, nu, trei! Să iei marșutca și până la Costiujeni! Apropo, dar pe final, pe lângă disperare, eu mai am o glumă de-a mea, o glumă personală, tare dragă! Ieri erau 89 de bilete în vânzare pentru spectacolul meu de pe 17 iulie. Azi îs 38 numai. Uai, unde vă grăghiței? Vreți mai repede să mă vedeți pe 17 iulie? Abdar grăghiți-vă și cumpărați că au rămas numai 38 de bilete. Link-ul e mai jos în comentarii. Dacă suntem cu minți și vin din prima seară de spectacol, poate mai facem o seară de spectacol. V-am pupat, mulțumesc pentru atenție. Mă duc să beau ceai, că tare mă deorgăiesc ultima vreme. Veniți, vă rog, la spectacol. Vă rog frumos la stand-up.